Cea mai scăzută temperatură din țară a fost înregistrată noaptea trecută în județul Gorj. La Polovraj, mercurul din termometre a ajuns la minus 5 grade Celsius. Azi la prânz temperatura era de 4 grade. Zona dintre munții Parâng și munții Căpățânii este unul dintre punctele cu cele mai mici temperaturi, atingându-se frecvent recorduri meteorologice. Reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie anunță temperaturi negative pentru zilele următoare. Pe parcursul nopților, în schimb, valurile termice vor fi destul de coborâte, vor fi preponderent negative, cu valori sub 0 grade în cea mai mare parte a țării, de minus 4, minus 6 și mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei până spre minus 8, minus 10 grade, atât în noaptea de luni spre marți, cât și în noaptea de marți spre miercuri. Și la Târgu Jiu, noaptea trecută, termometrele au arătat valori sub 0 grade, astfel încât fenomenul de îngheț și-a făcut și el simțită prezența. Meteorologii anunță valori de până la minus 4 grade zilele următoare. Abia de la sfârșitul săptămânii se vor înregistra ușoare creșteri până la medii de 2 grade. Nici precipitațiile nu vor lipsi, dar acestea vor fi pe arii restrânse.